care este părerea dumneavoastră despre aderarea la NATO? Și dacă cunoaște ce e NATO? Ceva cunosc. NATO este bloc militar. El este în mai multe țări de pe glob, cum ar fi România. Continentul european, inclusiv România. Sim. Și ce părere aveți dacă Republica Moldova ar face parte? Eu știți, eu sunt după și pentru șie, care să ne apere pe noi de fașiști. Păi da, asta este și prerogativă la NATO. Da. Deci dumneavoastră ați fi de acord. Cam ați fi de acord. Pentru că când vedeți ce se face pe frați să ucidă, care a slujit, a făcut armata. Vă 20 de moldoveni acolo, vă 20 de ucraineni, ruși, belaruși, armeni, azerbaijani. Dacă tăți am făcut în stroibat, am lucrat împreună, am trăit, ieni, prindem eu posil, că îi dădem la tăți. Și mă, că au prins așa, și da, mu, ia că na, și faci. Da, azerbaijanul cu Armenia. Dacă sunteți voi de acord cu mine. Da. Na, NATO ăștia poate să ne apări. Noi avem o scrisoare despre aderarea la NATO, care așa se numește, prin care au primit constituția țării, cum ar fi deputați, miniștri, președinte și alte organe, prin care explicăm ce este NATO, explicăm despre neutralitatea noastră, care este la momentul actual a Republicii Moldova, explicăm despre faptul că pe teritoriul Republicii Moldova, în Transnistria, se află Armata 14, da. Și văzând și situația de la moment care se află, care este acum în Ucraina. Un buboi. La fel și noi avem și în Transnistria o armată, deci ne putem aștepta la orice. Liber. Spuneți, vă rog, dumneavoastră ați semnat astfel de scrisoare pe care o trimitem ulterior către miniștri, deputați? Precum din numele dumneavoastră semnați această scrisoare, că dumneavoastră sunteți de acord Republica Moldova să adereze la NATO? Da. Nici nu discut. Credeți, Republica Moldova la ce nivel se află cu în punct de vedere militar? Cum credeți, armata noastră este pregătită, este dezvoltată, este puternică? E slabă. E slabă de partea la asta, e? Mai trebuiește cu moderne, cu fiind armată. Dotată, mult mai pregătită. Mai pregătită. Spuneți, dar ce părere aveți despre aderarea Republicii Moldova la NATO? Nu rea perere. Nu rea. Eu cunoașteți că NATO este un bloc militar pentru apărare? Este pentru apărare, el, da. Și asta e foarte bine. Uitați, noi avem o scrisoare pe care o trimitem către guvernarea noastră, către parlamentari, prin care cerem, prin care ne expunem părerea față de NATO, spunem că dorim să aderăm la NATO, spunem care sunt prerogativele în NATO, spunem despre Transnistria, pe teritoriul care se află armata străină, deja de 30 de ani, armata rusă. Și sunt înscris mai multe priorități despre o armată profesionistă, despre rezerviști pregătiți, tineret pregătit, cultură militară. Eu sunt de acord cu toate acestea, cum merge programa acum a guvernului nostru. Eu cu toate sunt de acord. Am înțeles. Da. Vis-a-vis de această scrisoare dumneavoastră, ați semna una dintre ele? Aș semna. Dumneavoastră, ce părere aveți despre neutralitatea Republicii Moldova? Pozitivă. Dar cum vă se pare vouă ideea ca neutralitatea aceasta să fie la un nivel ca în Elveția? La un nivel elvețian? NATO 10. Să avem în Moldova aici rezerviști pregătiți, fie echitați, bine, să aibă un contract. Dumneavoastră ar fi de acord să trimit și astfel petiții la noi în Parlament? Gen, noi să o trimitem, dar să o semnăm. Da. Care este părerea dumneavoastră referitor la aderarea Republicii Moldova la NATO? Ați fi de acord cu asta sau nu susțineți ideea de aderare? Nu prea. Ce părere aveți dumneavoastră despre neutralitatea Republicii Moldova? Pozitiv? Să avem priorități pentru armată competitivă, spre exemplu, armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineretul pregătiți să fie. Cultura militară Republicii Moldova trebuie să se schimbe, să facă participare în antrenamente militar, patriotic și să fie interesantă, sportivă și socială, cum este în Elveția sau Finlandia. O populație antrenată și în armată la nivel elvețian, asta e armament care nu poate să fie cumpărat de străinătate, dar gen să-l procurăm la noi în Republica Moldova, cu asta putem chiar să ne ridicăm economia țării. Dar ideea este bună să avem o neutralitate, ca să fim pregătiți în caz de ceva, de orice eveniment. Înțelegi. Noi am pățit o dată de acum. În 91.
Nu mai călcăm aceleași greburi. Da, să ne părească în frunte. Была нейтральная страна, как Швейцария. Вы на это как смотрите, позитивно или негативно? А, нет, негативно. А почему? Я потому, только чтобы с Россией было везде все, а не вот эти голубые лесбиянки, эти а все. А почему тут Швейцария и голубые лесбиянки? Потому что это Европа и Америка вот это все довели. А вы видите, что сейчас Россия делает с Украиной? То Украина делает, не Россия, чтобы вы знали. Как Украина может сама себе бомбить, да, и при этом выигрывать войну? Так бы НАТО и это вот, и Европа, они свое оружие поставили и напали на Россию. Как то они напали на Россию, если Россия 4 утра? Было плохо с Россией жить. Да.